Potrivit statisticilor, majoritatea intoxicațiilor ce necesită o ospitalizare de urgență sunt cele medicamentoase. Cum ne ajutăm copilul noi, părinții, până ajunge ambulanța și ce nu trebuie să facem ca să nu agravăm situația, ne spune medicul pediatru Olesea Jalba. Bine ați venit! Bună ziua! Haideți de la început să înțeleagă toți ce este o intoxicație medicamentoasă. Deci, o intoxicație medicamentoasă acută este totalitatea semnelor și simptomelor care apar la copil în urma interacțiunii cu toxicul. Dar interacțiunea, desigur, poate fi prin diverse căi, atât prin mecanism de absorție, atunci când toxicul nimerește pe piele sau în ochișori, sau prin ingestie, când copilul este cointeresat de descoperirea, da, naturii sau tot ceea ce îl înconjoară și pune diverse obiecte, ceea ce găsește, este interesat în gură. Sau prin mecanism de, să spun, nu e mecanism, dar atât cât părinții fac unele erori în administrarea dozelor. Da? Aici ne referim la supradoze. Da, da, adică unii părinți intră în panică și fac supradozaje. Cel mai des întâlnit este supradozajul de paracetamol, pentru că e cel mai des folosit și de multe ori, chiar în ultimii ani, sunt așa niște viroze mai severe, când pur și simplu febra nu cedează așa ușor și părinții încă o doză administrează copilului. Și astfel se creează o supradoză de medicament cu efect toxic al ficatului. Doamna Jalba, cu toții avem acasă câte o cutie cu medicamente, dar totuși, care sunt cele mai periculoase cu care un copil ar putea să se intoxice? Cele mai periculoase medicamente sunt cele nu folosite în practica pediatrică de obicei, dar dacă copiii au bunici în familie sau chiar și unii părinți primesc unele medicamente pentru boli cronice, ca de exemplu pentru hipertensiune arterială sau pentru diferite patologii a sistemului nervos, antidepresivele triciclice, eu spun așa, fără denumiri comerciale, de asemenea, antiaritmicile. Ele sunt fatale chiar odată ingerate în organismul copilului, nimerind, da? Sunt fatale în prima oră, da? Fac niște tahiaritmii, niște dereglări de conducere, da? A inimii, încât câteodată sfârșește cu... Deci primele simptome, care ar fi primele semne că copilul sau a inhalat, sau a înghițit, sau s-a intoxicat cu medicamente? Este o regulă în medicină. Orice boală acută apărută din senin la copil, considerăm suspiciune de intoxicație acută. Adică, chiar dacă părintele nu a fost în preajma copilului, a fost la serviciu sau în vecinătate, copilul a rămas pe o clipă acasă și a fost găsit copilul jos, da? Este apatic, de exemplu, cele mai simple simptome. Sau confuz, slăbiciuni generale, lipsa poftei de mâncare, vomă, diaree. Copilul, în unele cazuri, poate da chiar și până la convulsii și comă. Foarte, așa, un cameleon, să zic, se confundă cu bolile acute din alte, un diagnostic diferențial trebuie de făcut cu alte boli acute, fără acțiunea, fără pătrunderea toxicului în organism, da? Iată cum. Totodată, fiecare părinte responsabil în astfel de cazuri sună la ambulanță, cheamă ambulanța. În toată această perioadă, până vine ambulanța, noi știm că uneori, din vari motive, aceasta poate să întârzie un pic. Ce ar putea face părinții în tot acest răstimp pentru a-i, nu știu, a-l ajuta cumva? Părintele, dacă este un părinte acasă, atunci primordial este să apeleze 112, apoi serviciul Toxapel, care este un serviciu național de informare în toxicologie pediatrică aflat la Centrul Mamei și al Copilului, cu numărul de telefon 022555220, apoi în funcție de starea copilului, dacă el este conștient, este încă activ,
copilului se poate face unele măsuri și depinde și de originea, da? Tipul toxicului ingerat. Nu există un ajutor de urgență standard. Este în funcție de concentrație, de doză, de tipul, de cantitate, de durata scursă de la ingerarea toxicului, dar și de statusul biologic al copilului anterior de ingerarea toxicului. De aceea e foarte binevenit ca să fie apelat acest serviciu Toxapel, pentru că acolo se fac unele indicații rapide până ajunge asistența medicală de urgență și părintele este ajutat. Dar copilul, în cazul când are conștiință, respiră, pur și simplu, depinde și de vârstă, îi se provoacă vomă. De exemplu, până la vârsta de 6 luni este contraindicat. Sau, de exemplu, dacă copilul anterior prezintă niște patologii a sistemului de coagulare, da? Nu putem să-i provocăm vomă. Este contraindicat și depinde de tipul. De exemplu, a ingerat niște substanțe organofosforice, da? Nu, este contraindicat de provoca vomă, pentru că dublăm acțiunea prin contact mecanic, da? A esofagului, provocăm arsuri chimice a esofagului. Eu de ce vă întreb? Pentru că noi moldovenii în general ne pricepem la toate și chiar și în aceste cazuri nefericite, mai sunt diferite remedii din popor. Undeva citeam că ar fi bine să bem lapte dacă ne-am intoxicat ochii cu ceva, iarăși lapte și așa mai departe. Chiar laptele atât de eficient? Deci, da, într-adevăr, unele remedii populare au repercursiuni dezastruoase asupra organismului copilașilor, care sunt foarte vulnerabili în fața acțiunii acestor toxice, da, ingerate sau prin alt mecanism. Nu este indicat de a-ți administra lactate sau lapte. El, din contra, mărește absorpția toxicului în sânge de 5 ori mai mult. Da? Noi grăbim absorpția, facem mult mai rău. Sau nu este indicat administrarea de ceaiuri calde sau fel de fel de ceaiuri populare din ierburi. Sau nu este indicat apa cu bicarbonat de sodiu. Exact, da, mai sunt și pentru din astea. Este așa un mit, când este acidoză, a ingerat ceva acid, îi dăm ceva alcalin. E absolut greșit, pentru că alcaloza este mult mai severă dacă se instalează în organismul copilului în comparație cu acidoza și iarăși reacțiile adverse sunt mult mai mari, adică punem echilibru, balansăm permanent în funcție de vârstă, în funcție de tipul toxicului ingerat, cantitate, concentrație, acționăm rațional. Dacă copilul este fără conștiență, dar respiră, pur și simplu îl punem într-o poziție laterală de siguranță. Nu administrăm nimic absolut. Numai îi revizuim, examinăm cavitatea bucală, dacă cumva acolo nu a rămas, de exemplu, o pasteluță sau un alt toxic. Ce mai fac părinții în unele cazuri? Carbonele activat, da? Îl administrează la copii mai mari din lipsă de timp tablete întregi. Este incorrect. El are acțiune atunci când este fărmițat, pulverizat. Da? Să ajunge la o stare de pulbere pentru că absorpția toxicului este mult mai mare și foarte atenți părinților, atunci când fărmițați acest cărpune activat, să nu suflați pentru că produce arsuri oculare. Atunci dublăm suferința în familie. Și ce se face în cazul când a nimerit un toxic în ochișori, de exemplu, prin abundență, 15-20 minute, apă simplă. Apă, da? Simplă de temperatura rubinet, camerei, așa. Ar fi bine ser fiziologic, da? Dar dacă nu este, pur și simplu apă din abundență, până vine asistența medicală de urgență. Doamna Jalbă, și da. Dacă nimerește pe mucoase sau pe tegumente, zonele sunt mai extinse, se dezbracă copilul complet, tot ce a fost în contact cu toxicul, da, prin contact, chiar și cele bijuterii, încălțăminte, se dau la o parte și chiar se face un duș general. Niște sfaturi extrem de importante pentru tinerii părinți și totodată probabil ajungem la concluzia că părinții ar trebui să păstreze cutiile cu medicamente într-un loc inaccesibil pentru copii. Asta e regula de aur. După vine și regula așteptăm specialistul, așteptăm ambulanța, nu ne apucăm de să improvizăm sau, și să o facem pe
doctorii atotștiutori. Noi vă mulțumim, doamnă Jalba, pentru prezență și vă mai așteptăm la noi, pentru că, într-adevăr, sunt niște teme actuale și avem nevoie de sfaturile medicilor. Da, vă mulțumim. Da, mulțumesc pentru invitație, sănătate tuturor. Vă mulțumesc, la fel.